Lăuda să fie Iisus și bun regăsit, dragi prieteni! Ne reîntâlnim la o nouă ediție specială realizată de echipa RCS Media într-un loc special. Suntem la Centrul Diecezan Caritas Iași, de unde ne dorim să marcăm, să sărbătorim cei 30 de ani de la înființarea acestei asociații. De aceea vă salutăm cu multă bucurie, Alexandra Cojan și părintele Adrian Blăjuță. Lăuda să fie Iisus, bine ne reîntâlnim! În vecii vecilor, amin! Bun găsit, bun regăsit, Alexandra! Bine ne reîntâlnim, dragi prieteni, cei care ne urmăriți acum pe canalele RCS Media. Suntem într-adevăr într-un loc cald, într-un loc deosebit, cu oameni deosebiți, pentru că vrem împreună să rememorăm, să vedem ce înseamnă acești 30 de ani de caritate. 1990-2020, spuneam, sunt 30 de ani de caritate ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Încercăm împreună, prin aceste ediții speciale, să sărbătorim cei 30 de ani, pentru că suntem într-o perioadă dificilă, nu s-a putut face o sărbătoare foarte mare pentru a marca, așa cum se cuvine, această aniversare a Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, dar cu siguranță aceste imagini, aceste împărtășiri, aceste gânduri ajung la dumneavoastră prin intermediul RCS Media și pentru aceasta vă rugăm să distribuiți această transmisiune, această ediție specială pentru a ajunge la cât mai multe persoane și împreună să sărbătorim cei 30 de ani de caritate ai Centrului Diecezan Caritas Iași. Așadar, trecem și vorbim despre un alt domeniu de această dată, pentru că am avut și ieri, vom avea și mâine, ediții speciale sau pași în cunoașterea acestei asociații Centrul Diecezan Caritas Iași. De data aceasta cunoaștem mai bine domeniul copii, tineri și familii pentru a vă împărtăși din culisele, să zicem, activității acestui domeniu. Într-adevăr, când spunem Caritas, spunem și acest domeniu, copii, tineri și chiar familii. Și mă bucur să aflăm mai multe detalii despre acest domeniu de la invitatele noastre de astăzi. Nu suntem singuri, ne dorim să aflăm de la cei care muncesc zi de zi în acest domeniu ce înseamnă de fapt el. Și mă bucur să le salut, spuneam, pe invitatele noastre de astăzi, pe doamna Bozariu Loredana, asistent social la Centrul de Plasament Sfântul Iosif. Bun venit! Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi că ați acceptat invitația noastră. Doamna Ursan Mariana, director Domeniu Copii Tineri Familii. Bun venit! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație și pentru oportunitatea de a vă prezenta o mică parte din ceea ce a reprezentat Caritasul în cei 30 de ani de activitate. Mulțumim! Și alături de noi este și domnișoara Ferenț Marina, coordonator, asistent social al Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco Iași. Bun venit! Bine v-am găsit! Și începem cumva cu începutul firesc, să spunem așa, să încercăm să descriem pentru cei de acasă acest domeniu. De ce copii, tineri, familii? Într-adevăr, din anul 2015 am misiunea de a mă ocupa de acest domeniu, copii, tineri, familii. Așa cum îi spune și numele, ne adresăm copiilor, tinerilor și familiilor aflate în diferite situații de vulnerabilitate. Respectiv, în cadrul domeniului avem trei programe sociale: Centrul de Plasament Sfântul Iosif, Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco, cu două puncte de lucru în Iași și Buruienești, și un centru de resurse pentru familii. Ce ne spuneți despre modul în care s-au înființat aceste trei aspecte, să spunem așa, aceste trei laturi ale domeniului? La ce nevoi au dorit ele să răspundă? Da, în anul 1990, efectiv când a început Caritasul, principalele programe sociale, servicii, mult spus, principalele activități care le desfășura asociația noastră era oferirea de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte persoanelor aflate în nevoie.
Treptat, fondatorii Caritas și-au dat seama că este nevoie să ofere servicii pe termen lung, servicii specializate, care să formeze viitori adulți responsabili. Astfel, în anul 1993 s-a înființat primul serviciu specializat al asociației noastre, în cadrul căruia ne și aflăm, da? În sediul Centrului de Plasament Sfântul Iosif, care este și programul nostru de suflet, este primul serviciu specializat, cu ajutorul mai multor finanțări din străinătate, în mod special din Germania, am reușit să punem bazele acestui centru. Întotdeauna ne-am dorit să oferim servicii de calitate, cât mai apropiate de mediul familial, motiv pentru care nu am dorit să lucrăm cu un personal în ture sau nu știu cum se sune, deci un personal din afara instituției care să-și pună amprenta asupra educației fetelor și am colaborat cu congregații de surori. Din anul 1993 până în 2004, activitatea în casă a fost organizată de congregația Campus Trinii, iar din 2004 până în prezent ne bucurăm de sprijinul congregației EZU. Practic, 3-4 surori, în funcție de necesități, locuiesc în casă și reprezintă niște figuri materne, figuri care își pun amprenta asupra educației beneficiarelor noastre. Bineînțeles că lucrăm și cu personal specializat din afară, avem asistent social, avem psiholog, eu sunt din afara congregației, dar considerăm că este foarte important să fie aceleași figuri prezente la care să se raporteze domnișoarele noastre. În anul 1999 s-a înființat un alt serviciu specializat, respectiv Biroul de Asistență Socială Caritas, a cărei misiune era să se pună în sprijinul persoanelor marginalizate, să acționăm împotriva excluziunii sociale, să prevenim abandonul familial, să se organizeze diferite grupuri de suport prin care să determinăm persoanele aflate în dificultăți, în mod special cauzate de sărăcie, să-și dorească să iasă din această stare de vulnerabilitate. Considerăm că este foarte important să-și dorească să se ajute, ca să spunem așa. În prezent, Biroul de Asistență Socială și-a schimbat denumirea, adică din anul 2012, datorită problemelor care s-au identificat, datorită serviciilor complexe care se oferă, și se numește Centrul de Resurse pentru Familii. Treptat am considerat că este bine să ne implicăm și în sprijinul copiilor proveniți din familii defavorizate, din medii social vulnerabile, și în anul 2000 s-a deschis Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco, unde avem posibilitatea să oferim copiilor beneficiari suport în pregătirea lecțiilor, se organizează activități de dezvoltare abilităților de viață independentă. După cum am menționat și anterior, ne dorim să devină viitori adulți responsabili. Voi face încă o trecere spre anul 2010, când cu ajutorul unei voluntare din Italia, Marția Tiberti, care ulterior ne-a devenit și colegă, am deschis în satul Burenești, comuna Doljești, județul Neamț, un al doilea centru Don Bosco, unde activitatea este similară cu cea din Iași, și oferim sprijin copiilor aflați în situații de vulnerabilitate socială. Iată, o activitate bogată, largă, și cred că nu este ușor, nu, să gestionați aceste proiecte. Aș vrea să vedem în clipele următoare tocmai despre aceste tipuri de servicii pe care le oferiți în cadrul domeniului copii, tineri, familii. Într-adevăr, cum ați pomenit și dumneavoastră,
Oferim mai multe tipuri de servicii. Mie îmi revine responsabilitatea să prezint domeniul meu de activitate și anume ceea ce realizăm noi în cadrul Centrului de Plasament Sfântul Iosif. Centrul de Plasament Sfântul Iosif este un centru de tip rezidențial, iar ca și grup țintă are persoanele de sex feminin, fetele, fetele care, copii și tineri, fete care au vârsta cuprinsă între 13 și 20 de ani la ora actuală. Iar printre servicii, ca să revin la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, în principal încercăm să ne ocupăm de ceea ce înseamnă urmărirea interesului superior al copilului. Încercăm să asigurăm toate condițiile de trai pentru o viață decentă, pentru o pregătire în ceea ce privește o viață independentă, iar în sensul acesta încercăm să venim cu servicii de calitate. Printre serviciile noastre, cum am menționat și la început, se enumeră servicii de rezidență, copiii stau efectiv în cadrul centrului nostru, totodată oferim servicii medicale, servicii educaționale și, bineînțeles, servicii psihologice și servicii de consiliere pentru fetele cu care ne desfășurăm activitatea. Încercăm să substituim mediul familial și să creăm o armonie și o relație familială, astfel încât să fie mai ușoară formarea în ceea ce privește partea de viitor a fetelor cu care lucrăm. S-a modificat în vreun fel activitatea centrului în timpul pandemiei? Sau cum ați făcut față acestei noi provocări? Da, într-adevăr, pandemia a fost o surpriză pentru toată lumea și totodată pentru noi și activitățile s-au modificat considerabil, în sensul că înainte activitățile pe care noi le desfășuram erau în mare parte și în afara centrului de plasament, iar în prezent, pentru a veni în sprijin copiilor și pentru a le proteja mai mult, activitățile se desfășoară mai cu seamă în cadrul centrului. Sigur că da, am început prin a dezvolta abilitățile fetelor în ceea ce privește partea de tehnologie, prin a investi în sensul acesta. De asemenea, am continuat și am profitat de faptul că avem oportunități în ceea ce presupune partea online, așadar am făcut câteva vizite online în ceea ce înseamnă obiective turistice cunoscute în online. Totodată am încercat să marcăm și noi prin activitățile pe care le desfășurăm ceea ce înseamnă Caritas și ceea ce înseamnă 30 de ani de activitate. Și am desfășurat activități specifice, ateliere în sensul acesta. Mai cu seamă am în perioada de vară, fetele au fost ambasadori Caritas, fetele centrului de plasament, promovând serviciile noastre în comunitate și totodată exersând ceea ce înseamnă parte de voluntariat, spirit civic. Și bineînțeles, activitățile pe care le-am mai desfășurat, activitățile de dezvoltare abilităților de viață independentă, totodată activități care fac referire la teatru, muzică, dezvoltarea abilităților de a vorbi în public, dezvoltarea limbajului, iar în sensul acesta, săptămânal organizăm activități pentru a contribui la ceea ce înseamnă o viață independentă. În desfășurarea acestor activități, vă ajută și voluntarii? Sigur că cât da. De mult vă ajută. Sigur că da. Voluntarii au un rol foarte important în desfășurarea activității noastre. Ei fac parte din echipa Centrului de Plasament Sfântul Iosif și ne bucurăm de faptul că în prezent avem printre voluntari persoane care lucrează în domeniul învățământului, persoane care lucrează pe partea de psihologie, în psihoterapie, totodată persoane care lucrează în ceea ce înseamnă antreprenoriat. Iar lucrul acesta este un model pentru fetele noastre, pentru tinerele din cadrul centrului și voluntarii participă, bineînțeles, la activități. Printre principalele activități la care voluntarii participă, aș putea enumera sprijin în ceea ce privește
desfășurarea lecțiilor, totodată partea de dezvoltare spirituală, pentru că printre voluntarii noștri se regăsesc și preoți, oferirea de afecțiune, de ce nu, pentru că este o latură de care copiii, tinerii au nevoie și atunci substituim și prin intermediul voluntarilor, fiind o echipă. Și totodată, atunci când organizăm excursii, bineînțeles, implicăm și voluntarii și alte activități în cadrul centrului, activități tematice în care ei se implică. Haideți să mergem mai în adânc un pic și să vedem diferitele servicii pe care le oferiți în centrele pe care le aveți în îngrijire și să ne oprim, nu? Mai întâi la centrul Don Bosco, aici din Iași, să vedem care sunt serviciile, care sunt activitățile pe care le aveți la acest centru. Da, de puțin timp, mai exact din martie, am început activitatea în cadrul Asociației Centrul Diocezan Caritas Iași, pe postul de coordonator al Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco. Centrul Don Bosco este un centru de zi înființat de Asociația Centrul Diocezan Caritas Iași în septembrie 2000, așa cum a amintit și colega mea, care se adresează copiilor de vârstă preșcolară, grupa 0, clasa a 4-a, care provin din familii social vulnerabile. Voi prezenta puțin echipa Centrului Don Bosco. Echipa este formată din coordonator, doi asistenți sociali și un psiholog, care împreună ne ocupăm de copii și de familiile acestora. Programul nostru cu copiii începe la ora 12 și se termină la ora 16, unde realizăm diferite activități, în special îi sprijinim în realizarea sarcinilor școlare și oferim o masă caldă, iar apoi facem diferite activități cu ei, depinde de perioadele din an. Ce ar fi însă programul sau proiectul DER? Programul DER este implementat în cadrul Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco în 2017. Este un program ce se adresează copiilor, părinților, tinerilor, specialiștilor în domeniul social, dar și cadrelor didactice. Programul DER este inițiat de Caritas Viena, este un program de învățare și inovare socială ce se axează pe 4 piloni. O componentă este SOLE, este o metodă de învățare într-un mediu autonom cu ajutorul tehnologiei ce oferă posibilitatea copiilor să învețe singuri. Este o metodă foarte eficientă pe care noi o aplicăm în cadrul centrului nostru cu copiii noștri și chiar este o metodă foarte eficientă pe care încercăm să o promovăm și în școli. Apoi, a doua componentă este Parlamentul Copiilor, oferă posibilitatea copiilor, elevilor în special, în instituțiile de învățământ, să fie o voce pentru comunitatea lor. Copiii identifică nevoile din comunitate sau din școală prin implementarea unor proiecte finanțate cu un mini-grant. Avem parteneriate cu diferite școli din Iași, unde chiar au implementat proiecte foarte, foarte frumoase. A treia componentă, parenting, este o componentă ce cuprinde întâlniri lunare cu părinții, beneficiarii centrului și cursuri de specializare, de specialitate, adresate acestora în vederea dezvoltării abilităților parentale, pentru a oferi o educație corectă copiilor lor. Lunar, părinții copiilor vin la centru și organizăm diferite cursuri sau diferite întâlniri tematice pentru ei. Dezvoltarea organizațională cuprinde diseminarea scale-up-ul, job shadowing, politica de protecție a copilului și politica de salvgardare, axându-se pe promovarea pilonilor de bază în cadrul altor instituții. Adică dorim să facem cunoscut acest program și în alte instituții. Sunt multe activități pe care le aveți, proiectul acesta și DER, în care cred că încercați să îndrăzniți
Să sperați un viitor mai bun pentru, pentru acești copii. Sigur, acesta este un proiect la oraș, dar aveți și în alte localități. Eu știu, aminteați deja despre Don Bosco Burienești și să vedem un pic care este diferența sau care sunt particularitățile centrelor la oraș, la sate, beneficiarii acestor centre. Într-adevăr, centrul din Burienești putem privi ca o oportunitate faptul că este în mediul rural, dar și cu multe dezavantaje pe care le voi prezenta. Oportunitățile sunt legate de implicarea autorităților locale și a actorilor locali din comunitate, în sensul că centrul în cadrul căruia funcționăm aparține de Consiliul Local și ni l-a oferit cu contract de comodat în folosință gratuită, ceea ce este un beneficiu deosebit, contribuie chiar și la plata utilităților. De asemenea, avem o semnată un contract de finanțare pe anul acesta. Am contractat servicii sociale de 40.000 de lei, care acoperă o parte din costurile necesare. Avem o colaborare foarte bună cu cadre didactice, adică copiii de la centrul nostru provin de la o singură școală și atunci este mult mai facilă colaborarea cu cadre didactice și răspund prezent și fac evaluări pe parcurs, prezintă recomandări pentru ca specialiștii noștri să înțeleagă pe ce ar trebui să pună accentul în momentul când lucrează cu copiii. Persoanele din comunitate sunt destul de sensibile la problemele centrului, la problemele beneficiarilor și contribuie cu diferite produse, cu ocazia sărbătorilor, cu ocazia începerii anului școlar, în funcție de necesități. Un mare dezavantaj care nu putem și nu-l avem în mediul rural este sprijinul voluntarilor. Adică este mult mai greu să identifici voluntari în mediul rural, pentru că centrul nostru este, nu știu, sper să nu greșesc, la aproximativ 10 km de Roman și atunci liceenii fac naveta, dar când se întorc, deja activitatea la noi la centru se termină și este un pic mai dificil. Dar activitatea la Burienești, la Don Bosco Burienești, este similară cu cea din Iași, cu excepția programului DER. Acolo nu am reușit să-l implementăm. Referitor însă la Centrul de Resurse pentru Familii, ce ne spuneți despre, pe de-o parte, să spunem, campaniile tradiționale, dar și ce s-a putut face în timp de pandemie? Da, Centrul de Resurse pentru Familii este un program foarte important în cadrul asociației noastre, în sensul că lucrăm cu persoanele aflate în nevoie și din diferite medii vulnerabile. Da? Și fiecare specialist care a lucrat din 99 până în prezent a avut misiunea prin diferite metode de lucru, grupuri de suport, colaborări, invitați, să determine persoanele aflate în dificultate să-și dorească să iasă din această stare. Pentru că noi considerăm că este foarte important ca, în afară de finanțările din exterior sau cererile de finanțare care le depunem noi, este important să se implice și membrii comunității, am organizat și organizăm anual aproximativ 10 campanii de responsabilitate socială în cadrul centrului nostru de resurse pentru familii. Avem campanii care au ajuns deja la 6-a ediție, la 5-a ediție, la a doua, în funcție de cum am observat că funcționează, cum am identificat alte nevoi care era nevoie să fie acoperite pentru beneficiarii noștri. Mi-amintesc cu plăcere de campaniile organizate în preajma sărbătorilor, respectiv în preajma Crăciunului, în preajma sărbătorilor pascale. Se inițiază campanii pe Facebook sau la diferite companii, în cadrul cărora prezentăm nevoile persoanelor și încercăm să le oferim persoanelor aflate în dificultate, pe lângă serviciile de consiliere și cadouri pentru copii, alimente neperisabile, îmbrăcăminte, în funcție de ce este nevoie. Avem
De asemenea, campanii care se desfășoară în mediul public, cum ar fi Festivalul pentru Familii. Anul acesta, din nefericire, nu am reușit să-l organizăm. În Parcul Copou se organizează diferite activități care au și componentă de strângere de fonduri. Avem concert caritabil și cu fondurile strânse organizăm, cel 3 ani la rând am organizat în colaborare cu școala Dancu o activitate numită Săptămâna cu Zâmbete. Voluntarii împreună cu specialiștii organizează un fel de campus, în sensul că este un campus de zi, sunt organizate activități pe parcursul zilei, dar beneficiarii pleacă ulterior acasă. Ce s-a întâmplat în pandemie? Ce s-a schimbat odată cu pandemia? Da, din păcate, odată cu pandemia, nu prea am mai reușit să organizăm grupuri de suport, care erau foarte importante pentru noi, pentru că conduceau la schimbarea mentalității, și ne-am axat mult pe oferirea de alimente, oferirea de produse de bază pentru depășirea nevoilor. Am oferit chiar și măști, produse dezinfectanți, dacă a fost necesar. A fost o colectă, o nouă colectă, o campanie inițiată de Preasfințitul Iosif, prin care mai mulți preoți, mai multe persoane consacrate au donat bani la începutul lunii martie, când a debutat și pandemia, și cu ajutorul fondurilor s-au achiziționat aceste produse de bază, făină, ulei, nu știu, orez, tot ceea ce a fost necesar, și s-a distribuit atât la beneficiarii Centrului de Resurse pentru Familii, cât și la beneficiarii celorlalte programe sociale, la programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu. De asemenea, cu fondurile din respectiva campanie am reușit să achiziționăm și 18 tablete care au fost utilizate pentru domnișoarele noastre de la centru de plasament, pentru copiii de la Don Bosco care nu aveau aceste mijloace media pentru ca să poată face învățământul online. Activități bogate așadar, atât înainte de pandemie cât și în timpul pandemiei. Sunt 30 de ani totuși, așa că noi încercăm așa să le rezumăm în câteva minute. Nu este posibil, dar cel puțin să trasăm câteva dintre punctele importante de până acum, urându-vă, bineînțeles, și pe mai departe mult succes, pentru că responsabilitatea este mare, ne așteaptă oricum un an, dacă nu la fel de greu ca acesta, cu siguranță va fi oricum marcat de acest context al pandemiei, dar ne bucurăm că sunteți la fel de entuziasmați ca la început și ca înainte de acest context, să spunem așa. Sigur că da, felicitări și mult succes pe mai departe. Noi continuăm ediția noastră specială și vă promiteam, dragi prieteni, surprize în cadrul emisiunii noastre, și de această dată urmărim un mesaj din partea Preasfințitului Petru Gherghel, episcop emerit, cel care a însoțit și înființarea acestui centru, acestei asociații, Centrul Diecezan Caritas Iași, și a fost alături de-a lungul timpului în cei 30 de ani de caritate. Trăiesc acum împreună cu toți membrii asociației Caritas din dieceza noastră momente de mare mulțumire sufletească, pentru că acest centru al diecezei noastre, Centrul Caritas Iași, sărbătorește 30 de ani de activitate. Dar trebuie să spun că această grijă a activităților caritative a început imediat după Revoluție. Sunt bucuros să amintesc că am văzut în rândul preoților noștri, și nu numai, a credincioșilor noștri, astfel de dorință de a se exprima prin acte de caritate. Chiar mă bucur că încă de la început persoane care au venit din partea clerului nostru și din partea credincioșilor s-au pus împreună ca să poată sta alături de cei care cu adevărat au trăit momente grele și încă mai trăiau. Sigur că trebuie să amintesc pe cei câțiva care din seminarul nostru, îl amintesc cu plăcere și bucurie, pe părintele profesor
Vladimir Peterkă, care având o experiență largă în contacte cu activitățile Caritasului din străinătate, a pus bazele, aș putea spune, unui asemenea centru din primele zile. Mi-amintesc cum, într-o asemenea fericită ocazie, părintele a exprimat, dar a și scris, Caritasul reprezintă pentru noi mâinile întinse ale bisericii. Expresia aceasta, sigur că m-a însoțit pe mine și am urmărit cum cu adevărat cei care s-au angajat în această activitate caritativă au fost persoane ce au purtat în lume acest mesaj al dragostei, al carității creștine la toți, mai ales la cei în lipsuri. Sigur că începutul a fost greu, inițiative mici, încet, încet, în schimb, s-au constituit astfel de centre mici, care, sigur că, prin grija aceluiași părinte profesor, dr. Vladimir Peterkă, ele s-au unit și, iată, s-a stabilit un centru caritas diocezan la Iași. Lucru care ne-a bucurat pentru că era nevoie de aici să se dea un mesaj tuturor celor care lucrau în Caritas despre această inițiativă care nu era altceva decât datoria bisericii noastre. Am rămas mereu alături de aceste inițiative ale Caritasului, avându-i mereu alături și pe ceilalți care și-au dat sentimentul să lucreze în mod organizat. Sigur că aici trebuie să-l amintim și pe Monseniorul Grigore, cum îi spuneam noi, că a fost vicar general. Sau, cum este astăzi, vicarul general pe care îl amintim, Egidiu Condac, care au continuat munca începută de părintele profesor Vladimir și au statornicit aici la noi o asemenea rețea de centre de caritas care să se apropie mai mult de credincioșii în situații dificile. Mai mult, aș vrea să subliniez cu ocazia aceasta, la 30 de ani, că inițiativele caritas nu s-au oprit numai aici la noi. Aici, în zona noastră, sau numai în centrul diocezan caritas Iași, ci aceste inițiative au trecut granițele. Și în alte părți ale lumii, chiar și în alte continente. Lucru care, cu adevărat, vine să confirme acea declarație despre Caritas că este, de fapt, mâna sau mâinile întinse, brațele întinse ale bisericii către toți cei care au nevoie de un ajutor. Este o trăire a credinței practică, vizibilă, care demonstrează că cei care se apropie de cei lipsiți, de cei săraci, de cei în nevoie, ei au inima lor o profundă credință care vine de la Iisus ce s-a dăruit pentru noi și de aceea subliniez încă o dată că inițiativele Caritas au fost inițiative ale bisericii și astfel biserica s-a făcut, cum spunea părintele profesor Peterkă, vizibilă, credibilă. Lucrul acesta a rămas și rămâne mai departe ca un semn al prezenței bisericii în societatea de astăzi și mă bucur să subliniez că lângă cei care au coordonat aceste activități au fost atâția voluntari, atâția laici, persoane care au știut să se ofere din rândul credincioșilor noștri. Sigur că amintesc cu adevărat pe domnul Ștefan Diac, care s-a alăturat la astfel de inițiative în parochie, sau pe domnul Eduard Lizakovski cu familia întreagă, cu toate rudele, pentru astfel de inițiative caritative aici la noi și de aici, sigur, răspândându-se în întreaga dieceză. Mai mult, Centrul Caritas Iași a dat și directorul național al Caritasului o perioadă lungă,
care sigur că astfel au purtat mai departe mesajul credincioșilor noștri al bisericii noastre locale. Mulți ani mai departe, Domnul să primească activitățile împlinite, Domnul să răsplătească pe cei care au lucrat, s-au dăruit și continuă să o facă și continuă să transmită, de fapt, mesajul evanghelic. Tuturor le spun la mulți ani și mulțumiri. Mă gândesc că acest lucru, împreună cu preasfințitul nostru, Iosif, îl continuăm îngrijindu-ne și îngrijindu-se de această operă caritativă care s-a constituit la Iași acum 30 ani în urmă. O îmbrățișare tuturor și o mulțumire pentru tot ceea ce au făcut. Am urmărit, dragi prieteni, mesajul preasfințitului Petru Gherghel, episcop emerit, la 30 de ani de caritate ai Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Vă reamintesc, suntem într-o ediție specială cu ocazia acestui aniversar și vă invităm să distribuiți, să dați mai departe această emisiune pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Și dacă tot am aflat atât de multe detalii despre activități, despre servicii, să vedem și cum anume sunt puse în practică aceste servicii sau cum sunt primite, mai bine zis, în acest sens. Ni s-a alăturat și domnișoara Fronirina, beneficiară a Centrului de Plasament Sfântul Iosif. Bun venit! Bine v-am găsit! Ce ne spui despre parcursul tău în acest centru? Ce este acest centru pentru tine? Acest centru pentru mine este ca o casă. Sincer, m-au ajutat foarte mult să pot să trec peste problemele mele familiale, să trec peste condiția mea socială. Sunt în cadrul centrului de 7 ani și în acești 7 ani am învățat foarte multe. M-au ajutat să cresc la școală, să iau note mai bune, să-mi doresc să am un viitor, să continui cu un liceu, cu o facultate. În prezent sunt în clasa 12-a, doresc să dau bacul, doresc să intru la UMF, la Universitatea de Medicină și Farmaceutică. În clasa 10 am avut un schimb de experiență, Erasmus. Am fost în Portugalia pentru 2 săptămâni. A fost o experiență minunată. În cadrul centrului, surorile care stau cu noi tot timpul, sunt foarte amabile, drăguțe, se comportă cu noi foarte bine, le simt foarte aproape. Reușești așadar să spui că acest centru este acasă? Da, pot să zic cu mândrie că aici este acasă. Văd că deja ai planuri mari și te felicit și să dea Domnul să le și împlinești. Vei lucra, sau mai bine zis, mai întâi vei învăța în zona aceasta a sănătății, a medicinei și te-ai gândit, probabil că și acum ești implicat în activitățile Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, dar pe viitor te-ai gândit așa să rămâi mai aproape și să sprijini proiectele acestei asociații? Normal, au fost alături tot timpul și chiar dacă o să vină momentul când o să trebuiască să plec din acest cămin, o să revin cu drag și o să încerc să dau o mână de ajutor cum se poate. Ei mi-au fost ca o familie și nu pot să rup eu legăturile cu familia așa ușor, nu? Așa este. Emoții, trăiri, până la urmă este vorba de viața de zi cu zi, pentru că există riscul să ne pierdem în activități, în numărul beneficiarilor, dar de fapt este vorba de viața concretă și cred că asta ne învață cel mai mult Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, caritate pusă în practică, la modul cel mai simplu, la modul cel mai natural și în viața de zi cu zi. Iată, au fost 30 de ani, dar 30 de ani fiecare cu câte 365 de zile. Deci și în fiecare zi s-au făcut pași. Frumos! Și dacă am luat fiecare beneficiar în parte și să îl aducem aici și să stăm de vorbă, să vedem ce ne poate spune despre experiența pe care au trăit-o împreună cu Centrul Diecezan Caritas Iași. Cred că ne-ar mai trebui încă un an să stăm de vorbă, poate nu chiar 30 de ani, dar ar fi mulți, nu? Cei care beneficiază de serviciile, sprijinul, apropierea
Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași și de fiecare dată când vedem un beneficiar care dă mărturie despre faptul că le-a fost alături acest centru Caritas, e o lecție de viață și e o mărturie pe care noi o prețuim foarte mult. Tocmai de aceea le mulțumim invitatelor noastre de astăzi, vă dorim mult succes în continuare în activitate, pentru că nu se încheie acum cu 30 de ani, continuă și la mulți ani acest aniversar. Pentru o lungă perioadă de timp, la cârma acestei asociații a fost părintele Egidiu Condac, actualul vicar general al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, și nu se putea ca părintele să nu ne ofere cu această ocazie, a 30 de ani de caritate și cu ocazia acestei ediții speciale, un mesaj pe care vă invit să-l urmărim împreună. 30 de ani Caritas Iași. Într-adevăr, un moment de mare bucurie, un moment de bilanță, am putea spune, este o sumă rotundă și asta nu poate decât să ne facă să reflectăm asupra ceea ce s-a întâmplat în acest timp de 30 de ani. La o primă vedere am putea spune că sunt ani puțini față de atâtea instituții care celebrează sute de ani de existență, dar pentru noi, cei care am fost implicați și suntem implicați în această asociație a bisericii, este ca un moment de realizare important care ne dă multe motive să sărbătorim. Chiar dacă în aceste condiții de pandemie găsim prilejul de a reflecta, de a ne întâlni cu cei care lucrează și astăzi în Centrul Diecezan Caritas Iași, cu voluntarii, de a reflecta asupra atâtor proiecte care s-au derulat în cei 30 de ani. Mă bucur ca să pot transmite felicitările mele angajaților de astăzi, dar și angajaților care au lucrat de-a lungul acestor ani, directorilor care au lucrat și au coordonat activitățile, tuturor binefăcătorilor care au înțeles misiunea Caritasului și au dorit într-un fel sau altul să se alăture cauzelor, proiectelor desfășurate atât pentru copiii nevoiași, pentru familiile în suferință, pentru oamenii care în societate suferă de anumite privări și au nevoie de un sprijin real. Centrul Diecezan Caritas Iași cu adevărat a încercat să fie atât în biserică cât și în societate o mână întinsă pentru toți aceștia. Întotdeauna, văzând ceea ce este nevoie într-o societate și capacitățile sau resursele de care dispune o mică asociație, cum este și Centrul Diecezan Caritas Iași, am putea să ne uităm și să spunem că ce ar reprezenta aceasta. Cu siguranță că în fața lui Dumnezeu orice gest, orice ajutor, orice implicare contează. Și de aceea, cu atât mai mult, este de remarcat implicarea în decursul celor 30 de ani a atâtor oameni de bunăvoință. Într-un fel sau altul, fiecare cu valorile pe care le are sau cu intervenția pe care a putut să o pună la dispoziție pentru a însenina fețele unor persoane care nu au avut atâta șansă în viață, cu aceasta, de fapt, se merge înainte în societate. Mâinile întinse, care la rândul lor sunt cuprinse de alte mâini. Cred că aceasta a încercat și Centrul Diecezan Caritas să facă în cei 30 de ani. Să caute să vină în sprijinul mâinilor întinse cu altă mână întinsă. Și cu cât mai mult acest lanț al mâinilor întinse găsesc o corespondență, cu atât mai mult această lucrare aduce un bine bisericii, aduce un bine societății. Felicitări
Centrul Diecezan Caritas Iași, pentru cei 30 de ani, felicitări lucrătorilor de astăzi, de ieri și mult succes celor care se vor angaja și mâine în astfel de opere de binefacere, care sunt și atrag doar binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim părintele Egidiu pentru aceste cuvinte, gânduri pe care le-a împărtășit cu noi. Noi ne luăm rămas bun de la prietenii noștri, le dăm însă întâlnire și la o nouă ediție specială cu o nouă dimensiune, nu le spunem încă despre ce vom afla legat de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. O invităm însă să distribuie această ediție specială, să afle cât mai mulți oameni despre ea și să intrăm în casele câtor mai mulți oameni. Așa este, Alexandra, mulțumim celor care deja sunt alături de noi și ne urmăresc în acest moment și, așa cum spuneai, îi invităm să distribuie mai departe această emisiune și îi așteptăm și la următoarele noastre transmisiuni pentru a afla mai multe despre Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași la 30 de ani de caritate.